Ansamblul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, la pupitru dirijoral, maestrul Nicolae Dohotaru. Bună seara, dragi căculeni și oaspeți ai acestui municipiu! Bună seara, dragi telespectatori! Iată că deja al 10-lea an consecutiv la Cahul se desfășoară Festivalul Internațional de Muzică Clasică Crescendo. Un festival al cărei prestanță vin să o dea magnifice voci de operă, valoroși instrumentiști, orchestre, dar și dirijori de primă clasă. Așadar, și de această dată, Măreasa Muzica, prima dintre artele Universului, va întrona lumea valențelor creative vreme de 5 zile, aici la Cahul, încercând astfel să reia în obiectiv conexiunea artei naționale și celei muzicale îndeosebi la incomensurabila cultură a Mapamondului. Dragi prieteni, cu un cuvânt de salut, îl invit în scenă pe domnul Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul. Bună seara, dragi cahuleni, stimați oaspeți ai municipiului, dragi telespectatori. Vreau, în primul rând, din partea noastră ca și municipalitate, să mulțumim mult tuturor orchestrelor, colectivilor artistice, maestrilor care sunt pe scena Palatului de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul în acest minunat festival, la 10-a ediție, o ediție jubileară. Vreau să spun că pentru municipiul Cahul, ca și capitală culturală, eu zic centru cultural, capitală culturală, pentru noi muzica clasică este o prioritate, este un lucru la care ținem foarte mult și investim tot mai mult în partea de educație, pregătirea tinerilor prin intermediul școlii muzicale pentru muzica frumoasă. Vreau să salut și să mulțumesc astăzi la Cahul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Vă salutăm, vă mulțumim pentru prezență maestrului Nicolae Dohotaru și tuturor celor care, corul, soliștii care ne vor încânta în această seară. Vreau să îndemn pe toți să privească, să vină, să fie prezent la festivalul nostru și, bineînțeles, Companiei Naționale de Radio Moldova, mare mulțumesc pentru posibilitatea de transmisiune ca să vadă toată țara ce lucruri frumoase se întâmplă la Cahul. Celorlalți parteneri care sunt alături de noi în cadrul festivalului, Ambasada Germaniei, Ambasada Statelor Unite ale Americii, alte instituții care fac ca muzica clasică și frumosul în aceste zile să răsune aici de pe scena, spuneam, a Palatului de Cultură Nicolae Bodgros. Vreau să spun o mare mulțumesc Filarmonicii Municipale Cahul, care de fapt coordonează acest proiect, l-a inițiat în frunte cu directorul Ilie Croitoru. Sunt oamenii și instituțiile implicate aici, le spun un mare mulțumesc și vă așteptăm cu drag în toate aceste zile de festival, aici la Cahul, spuneam, cei care sunt pe loc sau care vor să ne privească. Mulțumesc mult doamnei Natalia Moraru-Vasilcău, care deja la câta ediție moderează și susține organizarea acestui minunat festival internațional Crescendo la Cahul. Mulțumim mult! Mulțumim și dumneavoastră, domnule primar, pentru frumoasele evenimente culturale organizate aici la Cahul. Și dacă tot am primit binecuvântarea domnului primar, eu zic să începem concertul. Așadar, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu va prezenta un concert, în cadrul căruia veți asculta fragmente și arii din opere celebre, interpretate de corul, orchestra și soliștii acestei instituții. Deci, Carl Orff, O Fortuna, din cantata Carmina Burana, interpretează corul și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Maestru de cor, Oleg Constantinov, maestru în artă, la pupitru dirijoral, Nicolae Dohotaru, artist al poporului. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc audiție plăcută. Thank you.
și pentru corul acestei instituții. Aplauze! George Bizet, Habanera din opera Carmen, interpretează mezzo-soprana Lilia Istrate. Si je t'aime, prends garde à toi.
mezzo-soprano Lilia Istrati. Doamnelor și domnilor, ne bucurăm de prezența în sală a Consulului General al României la Cahul, doamna Anca Corfu. Vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența, doamnă. În cele ce urmează vom asculta aria Visi d'arte din opera Tosca de Giacomo Puccini. Interpretează soprana Rodica Picireanu. Rodica Picireanu și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, la pupitru dirijoral, maestrul Nicolae Dohotaru, artist al poporului. Programul continuă cu aria lui Gremin din opera Evgeni Onegin de Piotr Ilici Ciaicovski. Să-l întâmpinăm
în aplauzele dumneavoastră pe solistul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Valeriu Cojăcaru, artist al poporului. Люблю Татьяну, а
хлеба жизнь моя текла, она явилась и зажгла, как солнце луч среди ненастья. И жизнь, и молодость, да, молодость еще. Haideți să-l aplaudăm, dragi prieteni, pentru că este unul din cei mai reprezentativi soliști ai acestei țări. Unele din cele mai cunoscute și îndrăgite pagini dintr-o operă sunt dansurile polovțiene, din actul 2 al operii Kneazul Igor de Alexandr Borodin, interpretate de Corul Feminin și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Maestru de cor Oleg Constantinov, la pupitru dirijoral Nicolae Dohotaru.
Balet și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Dragi prieteni, Georgenescu spunea că a crea înseamnă iubi. La fel procedează și îndrăgitul nostru compozitor, Constantin Rusnak, care dedică piese de referință artiștelor noștri dragi. Ave Maria, scrisă special pentru cea care a fost prima doamnă a Operei Naționale, Maria Bieșu. A și cântat-o în una din edițiile festivalului care îi poartă numele. Astăzi va fi interpretată de o tânără soprană care se numește Veronica Roșca și, bineînțeles, va fi susținută de Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Thank you.
aplauze pentru soprana Veronica Roșca și, bineînțeles, pentru îndrăgitul nostru compozitor, Constantin Rusnac, care ne admiră la ecranele televizorului. Și ca să rectific greșeala, eu aș vrea să vă rog să aplaudăm Corul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijat de Oleg Constantinov, maestru în artă. În cele ce urmează, Corul și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu va interpreta Rugăciunea din opera Cavaleria Rusticană de Petru Mascane. De fapt, aceasta este prima operă scrisă de compozitor și cu siguranță cea mai cunoscută din cele 16. Așadar, Corul și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu va interpreta Rugăciune din opera Cavaleria Rusticană. Thank you.
noastră această frumoasă rugăciune a fost interpretată de soprana Rodica Picereanu, corul și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Vă mulțumim! Completează programul nostru de astăzi aria Bolerou Eleni din opera Vecernile Siciliene de Giuseppe Verdi. De fapt, în scurt timp, această operă a devenit una din cele mai cunoscute și îndrăgite, devenind o piesă de rezistență a repertoriului clasic mondial. Orchestra, corul și soprana Cristina Goncerova va interpreta Bolerou Eleni. Goncerova, aplauze, sunteți foarte pasivi. Pentru un artist sunt foarte importante aplauzele, dragii noștri.
Duetul din celebra operă Madame Butterfly, ce va fi interpretat în continuare, va conferi o notă pasională programului nostru. Așadar, Volea Teme Bene din opera Madame Butterfly de Giacomo Puccini va fi interpretat de soprana Rodica Picireanu și tenorul Simone Fredeane.
Pentru admirabilul duet, soprana Rodica Picireanu și tenorul Simone Frideanu. În continuare, corul și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu vor interpreta un fragment din opera Nabucco de Giuseppe Verdi. Așadar, va pensiero. Interpretează corul și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Thank you.
corul și orchestra Teatrului Național de operă și balet, Maria Bileșu la pupitru, dirijoral maestrul Nicolae Docotaru, maestru de cor Oleg Constantinov. Farandol de George Bizet. Interpretează în continuare Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieș. Aplauze furtunoase. Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu la pupitru dirijoral maestrul Nicolae Docotaru. Tenorul Mihai Timofti deja este unul îndrăgit de publicul meloman. El participă pentru a treia oară la Festivalul Internațional de Muzică Clasică Crescendo. Pentru dumneavoastră, astăzi va interpreta un cântec napoletan, cunoscut de toți melomanii fideli genului. Funiculi, funicula, de Luigi Denza. Ion Timofte, îl invităm în scenă! Thank you.
guardar. Llamo, llamo, capayamaya. Llamo, llamo, capayamaya. Funi, 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 cura, funi, 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 cura. Llamo, llamo, ya. Funi, 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 cura. Montiamo dalla terra la montagna, un passo c'è. Si vede Francia approcci dalla Spagna, io vedo te. Errate con le detto, detto puro, in ciel si va. Si va. Come il vento volo scato e siamo già là. Diamo, diamo, capoiamo ya. Diamo, diamo, capoiamo ya. Funicoli, funicola, funicoli, funicola. Capoiamo ya, funicoli, funicola. Diamo, diamo, capoiamo ya. Orchestra și corul Teatrului Național de Operă și Balet Marea Vieșu. Gaetano Donizete, fragment din opera Don Pascual, Che Interminabile. Interpretează corul și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Marea Vieșu. Sobre o
Corul și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bișu. Gaetano Donizetti, Il segreto per essere felici, din opera melodramică Lucrezia Borgia. Această operă a fost interpretată pentru prima dată în Teatrul La Scala în anul 1833. Astăzi va fi interpretată de inconfundabilă mezzo-soprană. Cred că știți cine e. Revine în scenă mezzo-soprana Lilei Strati, susținută de orchestra și corul Teatrului Național de Opera și Balet Maria Bieșu. Dragi prieteni, pentru că în scurt timp să vedeți că ne va reprezenta Republica Moldova cu brio în lume. Revine în scenă tenorul Ion Timofte. Va mai cânta un cântec napolitan. De asta dată este o tarantelă intitulată La Danță. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, să-l invităm în scenă pe tenorul Ion Timofte, solist al Teatrului Național de Opera și Balet Maria Bieșu. Muzica
braccio il mare, mamma mia si salterà. L'ora è bella per danzare, che la morte macchierà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. L'ora è bella per danzare, che la morte macchierà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. Presto danza tonda tonda, doni mia, venite qua. Un garçon bella gioconda già sonna toccherà. Finché in cielo brillerà una stella e la luna splenderà. Il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia si salterà. Brinche, 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 mamma mia. Brinca, 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 mamma mia. Si salterà. La 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 la. Salta, salta, gira, gira, ogni cuore cerca va. Avanza, giri, gira e la stella tornerà. Salita, salita, gira, gira, ogni corpo cerchio va. Già s'avanza, giri, gira e la stella tornerà. Già s'avanza, giri, gira e la stella tornerà. Serra, serra con la bionda, con la bruna va qua e là. Con la rosa va seconda, con la bruna fermo sta. Chi poi ballo tondo tondo, sono resta non pascià. Il più bel piacer del mondo tutto un po' te danzerà. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, di mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si soliterà. Brinca, 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 mamma mia, si soliterà. Brinca, 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 mamma mia, si soliterà. Danza de Giacomo Rossini a fost interpretat de tenorul Ion Timofte. Revine în scenă și soprana Cristina Goncerova, Franz Lehár, Mein Leben, din opereta Giuditta. Interpretează soprana Cristina Goncerova și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Ich war
Pancerova, corul și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bișu. Completează programul nostru de astăzi o celebră arie, Nessun Dorma, din opera Turandot de Giacomo Puccini. Mi se pare că, de fapt, este una din cele mai cunoscute arii pentru tenor din toate timpurile. Astăzi va fi interpretată de tenorul Simone Frideani, orchestra și corul Teatrului Național de Opera și Balet Maria Bieșu. Orchestra și corul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, maestru de cor Oleg Constantinov, la pupitru dirijoral maestrul Nicolae Docotaru.
Dragi prieteni, iată că am ajuns și la finele spectacolului de inaugurare al Festivalului Internațional de Muzică Clasică Crescendo. Însă nu ne luăm la revedere, pentru că vă invit și mâine, aici, în sala Palatului de Cultură Nicolae Budgros, începând cu orele 18:30, pentru că vă vom prezenta un alt regal de muzică. Iar acum aș vrea să invit toți soliștii participanți de la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Tenorul Simone Frideane, soprana Rodica Picireanu, mezzo-soprana Lilia Istrati, soprana Cristina Goncerova și tenorul Ion Timofti, soprana Veronica Roșca și artist al poporului, basul Valeriu Coșocaru. Concert cu celebra arie Brindisi din opera Traviata. Îl invităm în scenă pe Olei Constantinov, maestru de cor și maestru în artă. Non sa mia ancora la dita che le mio
atenția cu care sperăm că ne-ați audiat și vă spunem ca de obicei pe curând. Vă așteptăm și mâine seară aici în sala Palatului de Cultură Nicolae Bodgros. Thank you.